Aș avea o întrebare. Este cineva aici, indiferent de vârstă, care nu s-a îngrijorat niciodată să ridice mâna sus și să-l chemăm să aducă o mărturie? Deci nu e nimeni nici la cor, adică la cor. Aici. Dacă aș pune întrebarea altfel și dar nu o pun așa, decât adică nu trebuie să răspundeți la astfel de întrebare pentru că nu vreau nimeni să se simtă expus aici. Câți dintre noi ne îngrijorăm mai mult decât trebuie. Și dacă am făcut of când am auzit că nu se ține tineret, și dacă am făcut of când am auzit că nu se ține rugăciunea de marți, nu așa că ar încăpea un of? Dragii mei, realitatea este că oamenii se îngrijorează. Îi place cuiva să fie îngrijorat? Nu. Culmea, nimănui nu-i place să fie îngrijorat. Și toți oamenii se îngrijorează. Adică ne e dat să facem lucruri care nu ne plac. Și trebuie să spun în această seară că din cauza îngrijorării, oamenii suferă nespus de mult. Știți că sunt atâția oameni care din cauza îngrijorării nu pot să doarmă noaptea? Oameni care din cauza îngrijorării se îmbolnăvesc? Oameni care din cauza îngrijorării nu mai pot să relaționeze corect cu cei din jur. Și când stai să te gândești cum e cu îngrijorarea asta, întotdeauna îngrijorarea începe cu dacă. Dacă mă prinde și pe mine virusul. Dacă falimentează firma la care lucrez. Dacă nu voi putea să am copii. Și o serie întreagă de dacă. Frații mei și surorile mele, îngrijorările ne copleșesc atât de ușor. Și cred că într-o vreme ca și aceasta, suntem chemați să învățăm ce trebuie să facem să înțelegem care sunt măsurile anti-îngrijorare pe care trebuie să le luăm. Cândva am avut o predică aici intitulată Obiceiuri anti-îngrijorare. În această seară, creștine învață să nu te îngrijorezi. Și ca să înveți lucrul acesta, trebuie să mărturisesc că nu e ușor. Că dacă ar fi ușor, o oh, ce simplu am renunțat noi la îngrijorări. Trebuie Dragii mei, să înțelegem că pentru a nu ne îngrijora avem nevoie de ajutor de sus. Dar el se capătă într-un anumit fel. Și de aceea, în această seară, suntem în Casa de rugăciune ca să învățăm cum putem să căpătăm ajutorul lui Dumnezeu. Practic, ajutorul ne este dat. Suntem învățați. Trebuie doar să punem în practică. Și aș vrea să. Luăm un cuvânt din Scriptură. Un cuvânt pe care nu știu de câte ori l-am citit aici în biserică. Unii dintre dumneavoastră aproape că-l știți pe de rost. E în Filipeni de la capitolul 4, începând cu versetul 6. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre. La cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Haideți să ne uităm la versetul 8 acum. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Și acum să ne uităm și la versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Dragii mei, din nou vreau să avem versetele acestea în față, pentru că predica pe care o aduc înaintea dumneavoastră este o predică foarte simplă, pe care fiecare dintre noi o putem deduce din versetele acestea. Versetul 6 spune așa, uitați-vă, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Ce trebuie să facem ca să nu ne îngrijorăm? Bine ați zis. Rugăciuni, cereri. Rugăciunea e importantă. Și vreau să vă spun astăzi că există rugăciune anti-îngrijorare. Despre ea vrem să învățăm astăzi. O rugăciune prin care îngrijorările sunt atacate și anihilate. Apoi versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit și tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Aceasta este traducerea Dumitru Cornilescu. Haideți să ne uităm și la traducerea NTR, ca să vedem și să înțelegem un pic mai bine. NTR e noua traducere românească. Ați spus uh, NTR-ul? Da în cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo faptă măreață, dacă este ceva vrednic de laudă, la acestea gândiți-vă! Dacă am zis din versetul 6 că este rugăciune anti-îngrijorare, este gândire anti-îngrijorare. Și aș vrea în această seară să învățăm cum e gândirea aceasta care atacă îngrijorarea și o anihilează. Și apoi versetul 9 spune ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți practicați, adică trăiți. Există o trăire anti-îngrijorare, care atacă îngrijorarea și o anihilează. Dragii mei, iată rețeta anti-îngrijorare, este simplă. Rugăciune anti-îngrijorare, gândire anti-îngrijorare și trăire anti-îngrijorare. Acum, în dreptul fiecăreia dintre cele trei, vă întreb eu pe dumneavoastră, rugăciunea e ușoară? Așa, dacă zici, mergem pe stradă câte un tatăl nostru așa în fugă, sau când îți bei ceaiul, mai zici un tatăl nostru, nu-i greu. Dar dacă ți-ai propus să te rogi, chiar să te rogi, culmea, te întâlnești cu dificultăți, te întâlnești cu probleme. Și unde sunt problemele? Cine te împiedică să te rogi? Nu te grăbi să dai vina pe diavolul. Știi cine te împiedică să te rogi? Tu ești propria piedică în calea rugăciunii. Adică, ia uite, dacă îți propui mâine dimineață să zici mă scol de vreme, și vreau să mă rog jumătate de oră. Când te trezești că sună alarma, culmea, știi ce zice ceva din tine. <coughs> Cred că am să mă scol eu mâine dimineața. Acum sunt un pic obosit că m-am culcat târziu aseară. Și acum mai stau un pic. Vedeți unde este problema reală când vrem să ne rugăm? De aceea vreau să spun că e nevoie de autodisciplină. Și dacă ați fost atenți și în duminicile trecute, am vorbit despre discipline necesare pentru a fi optimiști, pentru a avea pace în suflet și astăzi pentru a nu fi îngrijorați. Creștine, învață să nu fii îngrijorat. Dar pentru aceasta ai de luptat cu tine însuți ca să te poți ruga, ai de luptat cu tine însuți ca să poți gândi gândirea anti-îngrijorare. Pentru că, oh, oh câte vin prin capul nostru. Numai despre corona și numai despre dezastru care va fi în lumea aceasta că n-a fost reales Trump, a zice cineva, sau alte lucruri de felul acesta. Dar trăirea e ușoară să trăiești așa cum ne te învață Scriptura. Și aici avem probleme tot cu noi. Dragii mei, spun încă o dată, avem nevoie de autodisciplinare ca să putem birui îngrijorarea. Avem nevoie să luptăm cu noi înșine ca să biruim în această luptă. Îngrijorările vin din toate părțile peste noi. La servici vin îngrijorări. Acasă, în familie, vin îngrijorări. Pornești la drum, vin îngrijorări. Ascult știrile, vin îngrijorări. Însă, frații mei, rugăciunea, gândirea și trăirea, aș vrea să înțelegem ele, nu vin de la sine în viața noastră, ci trebuie să luptăm cu noi înșine. Și aș vrea să le luăm pe rând. Întâi, rugăciunea anti-îngrijorare. Recitesc versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cum este oare rugăciunea aceasta care atacă îngrijorarea și o anihilează? În primul rând, este o rugăciune a tot cuprinzătoare. Recitesc. În orice lucru aduceți cerile voastre, în orice domeniu al vieții aduceți cerurile voastre, rugăciunile voastre înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în absolut toate lucrurile din viața noastră trebuie să aducem rugăciuni înaintea lui Dumnezeu cu privire la ele. Frați și surori, practic Vă rog să înțelegeți. Avem două alternative. Numai două. Să ne rugăm sau să ne îngrijorăm. Cine se roagă are șansa să nu se îngrijoreze. Cine nu se roagă, se va îngrijora. Și avem de ales. Ce ziceți că e mai bine? Da, numai ca să ne rugăm, avem de luptat cu noi. Asta e problema. Și atunci, foarte mulți, cineva zice așa, foarte simplu și scurt, zice, dacă te-ai ruga cât de mult te îngrijorezi, vai ce, ce om spiritual ai fi. Aici este marea noastră problemă. În fața acestor două alternative a te ruga și a te îngrijora, de foarte multe ori alegem să ne îngrijorăm. Însă, dragii mei, rețeta lui Dumnezeu anti-îngrijorare ne spune că e nevoie să facem rugăciuni a tot cuprinzătoare în toate domeniile vieții noastre. Nu i așa că mai în toate domeniile vieții noastre ne atacă îngrijorarea? Când te gândești la copii, dacă ești părinte, îți vine să te îngrijorezi. Dacă ești copil și te gândești la părinții tăi, acum când bântuie COVID-ul, începi să te îngrijorezi. Însă, dragii mei, de-am învăța că în vreme de COVID, de ne-am rugat mai mult și am zice, Doamne, păzește-i Tu, Doamne, ocrotește-i Tu, Doamne, fă-le bine Tu. Rugăciunea noastră trebuie să fie atot cuprinzătoare. Dacă ne gândim la școală, iarăși motive de îngrijorare. Dacă ne gândim la economie, iarăși motive de îngrijorare. Dar dacă în toate lucrurile vom aduce cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu, îngrijorarea nu mai are loc. Rugăciunea anti-îngrijorare este întâi tot cuprinzătoare, dar în același timp este o rugăciune specifică. Adică vine înaintea lui Dumnezeu în termeni specifici, așa zice, ci în orice lucru, Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Adică trebuie să ne învățăm să ne rugăm concret lui Dumnezeu cu privire la lucrurile cu care ne confruntăm. Să-i le spunem lui Dumnezeu. Nu pentru că, atenție, nu pentru că Dumnezeu ar trebui informat. Nu. El știe deja lucrurile cu care ne confruntăm. Dar de ce vrea Dumnezeu să ne rugăm ca să-l. Invităm pe el să-l facem pe el parte din ecuația asta care creează îngrijorare. De aceea trebuie să facem lucrul acesta. Și vreau să știți, frații mei, surorile mele, e așa de bine când ne rugăm. Eu îmi aduc aminte de o situație pe care am trăit-o în viața mea, în care oricum mă uitam la ea și o întorceam pe toate părțile și ziceam, oricum o pun, iese rău și frământat, și frământat, și frământat. Am zis, Doamne, cum o scot la capăt? Și într-o bună zi am ieșit undeva aici spre Săcălaz, pe câmp, la rugăciune. Să petrec timp cu Domnul, să-mi duc povara înaintea Domnului. Dragii mei, după ce am petrecut un timp în rugăciune acolo, să nu vă spun cum dintr-o dată în mintea mea îngrijorată s-a făcut lumină. Și am zis, Oh, am găsit soluția. Dar am stat și am zis, Doamne, nu știu de ce m-am îngrijorat, când așa de simplă e soluția asta. Uite că am găsit. Pentru că Dumnezeu asta face. În timpul rugăciunii specifice, ne luminează, ne ajută să înțelegem că El este stăpân peste toate lucrurile, El este Dumnezeul suveran. De aceea, dragul meu, când este vorba despre rugăciunea aceasta care atacă și anihilează, îngrijorarea, ea trebuie să fie tot cuprinzătoare, trebuie să fie specifică, dar trebuie să fie și mulțumitoare. Ia uitați-vă cum zice versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu, cu mulțumiri. Dragii mei, Înțelept este Duhul Domnului care, care ne-a dat acest pasaj din Scriptură. Știți dumneavoastră ce mult contează recunoștința și mulțumirea? Când vei sta înaintea Lui Dumnezeu, te îngrijorezi de un lucru mare, zici tu din viața ta, te îngrijorezi de un lucru mare. Și dacă tu înveți să ieși înaintea Lui Dumnezeu și să începi să faci o trecere în revistă a situațiilor din viața ta, căutând să vezi ce biruințe ți-a dat Domnul? Și când te uiți înapoi și îți dai seama că la 10 ani ai fost așa de bolnav, încât nimeni nu ți-a mai dat o șansă. Și au trecut atâția ani de atunci și tu ești pe picioarele tale și ești sănătos. Și îi mulțumești Domnului pentru aia și îți mai aduci aminte că la 15 ani a fost o situație foarte delicată și îți aduci aminte că la 20 de ani ai trecut printr-o situație foarte delicată. Știi ce se întâmplă când te rogi cu mulțumiri și aduci mulțumiri înaintea Domnului? Păi te uiți și zici, păi stai că situația asta care îmi stă înainte e nimica toată față de ce am avut eu la 10 ani. Asta e nimica toată față de atunci. Păi Dumnezeul care m-a ajutat atunci, Dumnezeul care m-a ajutat atunci și care m-a ajutat atunci, El este același astăzi. Și dintr-o dată îți dai seama că îngrijorarea este lovită în temelia ei. De aceea vreau, frații mei, surorile mele, să înțelegem că față în față cu îngrijorarea e important să facem rugăciuni anti-îngrijorare. Puteți să ziceți rugăciune anti-îngrijorare? Bun, deja sună ca la război. Rugăciune anti-îngrijorare, dar nu numai atât, dragii mei. E important să avem și o gândire Anti-îngrijorare. Cum e gândirea asta anti-îngrijorare? Vă recitesc ce zice Netereu, adică noua traducere românească, în versetul 8 din Filipen 4. În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat... Na, vă rog să vă gândiți, dacă, dacă noi ne-am gândit numai la aceste lucruri. În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat... Tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, dacă este vreo faptă măreață, dacă este ceva vrednic de laudă, la acestea gândiți-vă. Păi, fraților, mai luăm versetul acesta odată, nu se poate dacă învățăm să ne gândim la aceste lucruri, nu încape îngrijorarea. Dacă ne gândim la monstrul COVID care vine spre noi, wow, ne facem mici. Dar dacă ne gândim, puneți încă o dată, vă rog, pe ecran, versetul 8. În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, să vă gândiți numai la ceea ce este adevărat. Știți cum e cu îngrijorările astea? Să vă spun un secret. Ele sunt pornite din minciunile diavolului aduse în mintea noastră. Adică diavolul vine cu minciuni și zice, wow, se îmbolnăvesc cei dragi ai tăi, wow, ajung la atei, wow, e vorba că se întâmplă cu tare lucru. Frații mei, Domnul ne învață și zice în cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, la asta trebuie să ne gândim. Ce este adevărat? Aleluia! vedeți? Încolo, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, adică la lucruri demne de respect, dragii mei, la acestea să ne gândim, tot ce este drept, tot ce este curat, să ne gândim la tot ce este plăcut, versetul așa, să ne gândim la tot ce este vrednic de admirat. Doamne, ce gândire frumoasă ne sugerează aici Duhul Domnului! să ne gândim la fapte mărețe, nu la fapte josnice, că le ne îngrijorează, să ne gândim la lucruri vrednice de laudă. Bună e rețeta anti-îngrijorare pe care ne a dă Duhul Domnului. Dragii mei, gândirea este locul în care pătrunde îngrijorarea. Știți că acolo pornește. Practic, 90% din luptele vieții se duc în minte. De ce vorbim astăzi despre gândire anti-îngrijorare? Știți de ce? Pentru că aici vin îndoielile în mintea noastră, aici vin temerile, aici vine neliniștea, aici vine încrederea și credința. Tocmai din acest motiv nu este tot una ce gândim gândirea greșită ne poate aduce îngrijorare. Dragii mei, în creierul uman, nu vorbim despre asta astăzi, dar în creierul uman se fac adevărate cărări. Știți dumneavoastră, apele, apele la munte, când curg pe un anumit traseu, ele își fac o albie acolo. Și dacă tot vine apa pe acolo, pe acolo se face albea pârâului sau a râului. Așa e și în mintea noastră. Dacă tot lăsăm gânduri de îngrijorare să vină, albea aceea pe care ele se plimbă se adâncește și se adâncește și se adâncește și nu ați dai seama că e așa de greu să muți albea. Dar cât încă nu-i făurită albea aceea, e important să fii atent ce gândești. Apostolul Pavel scrie în 2 Corinteni 10 cu 5, e versetul acesta pe care de asemenea îl repetăm de multe ori aici, Spune Apostolul Pavel, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând, orice gând e important, orice gând îl facem rob la ascultării de Hristos. Să nu credem că, a, un gând, foarte multe gânduri le aruncă diavolul în mintea noastră, aruncă minciunile lui în mintea noastră, ca să ne facă să ne îngrijorăm. Însă, dragii mei, zic din nou, de vom învăța să ne gândim numai la ceea ce este adevărat, numai la ceea ce este nobil, numai la ceea ce este drept, numai la ceea ce este curat, numai la fapte bune și vrednice de admirat, de ne vom gândi numai la acestea. Diavolul nu are pe unde să-și facă făgaș în mintea noastră. Dragii mei, suntem chemați să înțelegem că cele drepte, cele adevărate, despre care spune versetul 8, sunt toate aici. O de-am învățat să gândim așa cum ne învață Scriptura. Aceea ar fi cu adevărat gândire anti-îngrijorare. Așa aș vrea să înțelegem, dragii mei, ca să putem să avem o gândire anti-îngrijorare, e foarte important să descoperim întâi ce e greșit în mintea noastră. Să descoperim ce e greșit și să eliminăm. Să scoți din rădăcină gândul rău sau din albie să-l scoți și să astupe albia aceea. Relativismul contemporan ne face să credem că poți să gândești orice. Nu contează ce gândești. Ei bine, eu stau la învonul acestei biserici cu toată seriozitatea în numele Domnului și vă spun că orice gând căruia îi facem loc în mintea noastră contează. Știți dumneavoastră că gândirea dă direcție vieții? De ce credeți că Domnul Isus Hristos amendează din rădăcină marile păcate și spune, prea curvia, începe când începi să te uiți cu poftă unde nu trebuie? Crima începe când ai lăsat sentimente de ură să pătrundă în inima ta pentru cineva. Sau mânie. Dragii mei, cred că este important să descoperim care este gândirea greșită din mintea noastră și să înțelegem că nu putem lăsa orice gând să-și facă loc în mintea noastră pentru că talonul gândirii sănătoase trebuie să rămână Scriptura. Uitați-vă o gândire nesănătoasă. Gândul că ar trebui să știm ce va fi în viitor. Ia gândiți-vă, nu trebuie să-mi răspundeți nici să ridicați mâna. nu e așa că ar fi interesant să știi ce va fi săptămâna viitoare? Fratele Eusebiu a zis aici că face anunțuri prin credință. De ce a zis că le face prin credință, pentru că nu știm sigur ce va fi săptămâna viitoare. Noi nu știm. Nu ne este dat. Dar fiți atenți ce interesantă făptură este omul. Ar vrea să știe ce e în viitor. Și știți că toate îngrijorările noastre, toate și mai subliniez o dată, toate îngrijorările noastre au de a face cu viitorul. Poate veți zice unii dintre dumneavoastră, ba și cu trecutul, frate. Știți când ne îngrijorăm de trecut? Când ne temem că trecutul nostru va influența viitorul. Ziceam, am făcut chestia aia atunci și de aceea mă tem ce va fi mâine. Toate îngrijorările noastre au de-a face cu viitorul. Și fiți atenți cum e bietul om. Vrea să știe ce va fi în viitor, cum va evolua boala lui. Vrea să știe cum va reuși în carieră. Vrea să știe cum va face față provocărilor de familie. Frații mei, să nu vă supărați pe mine. Vă rog să mă înțelegeți bine, 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 frați penticostali. Viitorul nouă nu ne-a fost descoperit. Deva vrea Domnul să descopere cui va viitorul, slăvit să fie Domnul, dar Dumnezeu când l-a făcut pe om, și uitați-vă fiecăruia dintre noi, nu ne este dat să cunoaștem viitorul și când vorbesc asta, știți ce mai zic eu? Slăvit să fie Domnul că e înțelept. Dacă mi-ar arăta mie Domnul ce îmi stă înainte, cred că mi s-ar face pielea de găină, nu știu ce va fi. Fiecare dintre noi suntem la fel. Pe Ieremia l-a chemat Domnul în lucrarea sa, era tânăr și a zis, ce vezi Ieremia, văd un veghetor și spune Domnul, te voi trimite. Ieremia a încercat să se eschiveze, să zică, Doamne, sunt un copil. Dar Domnul în înțelepciunea lui nu i-a zis, Ieremia, vei face lucrarea mea și fii atent, într-o zi te vor arunca într-o groapă cu noroi. Vei sta în groapă, ba, te vei plimba pe străzile cetății și vor râde toți de tine și te vor bat jocori. Domnul nu i-a spus asta. Nu ne este dat să cunoaștem viitorul, dar noi vrem să-l cunoaștem. Și aici este o gândire greșită. Să fiți atenți. Oare voi mai avea job? Oare, cum spuneam mai înainte, oare voi putea să am copii? Oare o să mă fac bine? Oare o să mă promoveze la serviciu? Oare o să reușesc în afacerea asta? Dragii mei, Dumnezeu nu a vrut ca noi să cunoaștem viitorul, dar știți ce a vrut Dumnezeu legat de viitor? Să știm că El este în mâna Lui. Eu nu știu ce va fi mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt Fiul Său. E o gândire nocivă să vrei să te proiectezi cu gândul tot în viitor. trăiește omul omule ziua de azi. Ce ați zis? Atunci mai zic o dată, poate va fi a minu mai convingător. trăiește omul omule ziua de azi. De asemenea, un alt gând nociv aducător de îngrijorare este gândul că ne va fi bine dacă se va întâmpla numai așa cum vrem noi. cât aroganță în bietul om. Ia uitați-vă la noi, uitați-vă, atâta minte, dacă e min, nici nu-i minte tot aici. Atâta cap avem, nu? Atât de limitat, numai atâtica. Și stăm noi și gândim cu capul nostru și zicem, Doamne, pentru noi va fi bine numai dacă mâine se va întâmpla așa, numai dacă voi intra la școală asta, numai dacă va fi așa și așa, așa. Nu, dragii mei, culmea, te duci și vrei să intri la școală cu tare și cu tare. Și dintr-o dată Dumnezeu ți-a închis ușa în nas și vezi că nu poți să intri acolo, ai picat la examen și stai și gata, e depresia pe tine, e necaz mare, nu se mai poate, Dumnezeu nu mă mai iubește pe mine, pentru că nu s-a întâmplat cum am vrut eu. Numai că Dumnezeu nu e limitat ca noi, El e infinit, aleluia! Și El știe mai bine ce este cu noi. Și dacă te vei uita peste ani și ani, lasă să treacă 10-15 ani și uită-te înapoi. La momentul acela când ai zis, Dumnezeu nu m-a ajutat pe mine. Și vei vedea și vei zice, Doamne slăvit să fii Tu, că dacă intram pe ușa aia, era, era vai de capul meu. Dar nu mai lăsa să intru pe ușa aceea pentru că Tu ești nespus mai înțelept decât mine. Frați și surori, nu tot ce ne dorim noi este bun. Și gândirea că trebuie să se întâmple lucrurile cum gândim noi și cum vrem noi, este o gândire aducătoare de îngrijorare. Dragii mei, trebuie să identificăm gândirea nocivă, aducătoare de îngrijorare, să o scoatem afară și să o înlocuim cu o gândire biblică, cu gândire anti-îngrijorare. Adică, cum e gândirea asta? Poate că vei zice, păi frate, ai zis să nu mă gândesc la viitorul meu, Pe păi cine să se gândească la viitorul meu dacă nu eu? Cui pasă de viitorul meu așa cum îmi pasă mie? Îți spun eu, lui Dumnezeu chiar îi pasă de viitorul tău. Cel mai bine este să-L lași pe Dumnezeu să se preocupe de viitorul tău. Singura ta preocupare reală trebuie să fie prezentul tău, să-L trăiești frumos, în așa fel încât prin trăirea ta să nu influențezi în mod negativ viitorul tău. Preocuparea ta trebuie să fie prezentul. Domnul Iisus zicea în Matei 6 cu 34, Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Mai ca aș face o experiență cu cineva, dar nu vreau să vă necăjesc. Dacă am aduce aici pe cineva și am zice să... I-am pune în spate un scaun din ăsta. Ar zice, n-am mare lucru. Dacă am luat al doilea scaun și l-am pune în spate. să luăm și al treilea. Vedeți că e metalic. Îl punem și pe al treilea și îl punem pe al patrulea în spatele lui și al cincelea și al zecelea îi tremură picioarele și s-a prăbușit. Știți ce vreau să vă spun? Nu putem să ducem cât vrem noi. Cel ce le poate duce pe toate, el purtata pe umerii săi povara lumii, el poate. Noi nu le putem duce pe toate. Și dacă ți-ai propus să iei și ziua de mâine în spatele tău și săptămâna viitoare și anul viitor, mai te întâlnești cu unii care stau și se îngrijorează zicând, vai de mine ce va fi cu lumea asta. Ia să vedem nepoții, strănepoții noștri, oare cum vor fi, oare ce se va alege de ei, oare cum va fi până atunci. Dragii mei, eu vă zic așa, lăsați-l pe Domnul să poarte grijă. Așa ne-a învățat Domnul pâinea noastră cea de toate zilele de ne o nouă, anul viitor, nu. Nu ne-a învățat așa. dă ne o nouă astăzi, Doamne, pentru că ziua de astăzi noi trebuie să o trăim frumos. N-ai nevoie de un bagaj în plus, nici de 10 bagaje în plus. Poate să fie foarte periculos pentru noi, pentru sănătatea noastră, pentru echilibrul nostru emoțional, trebuie să învățăm să ancorăm gândirea noastră în Dumnezeu. Și știți ce vă spun? care e soluția? Schimbarea minții. Spune Efesen 4 cu 22 și 23 așa, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Minte nouă, de asta avem nevoie. Roman 12 cu 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Dragii mei, ca să avem o gândire anti-îngrijorare, trebuie să citim Cuvântul Domnului. Trebuie să împlinim Cuvântul Domnului. Trebuie să cugetăm la legea Domnului, la cuvântul Domnului. Și trebuie să-l memorăm, să ne umplem mintea de cuvântul Domnului. Pentru că gândirea anti-îngrijorare lovește îngrijorarea și o anihilează. Puteți să ziceți și gândire anti-îngrijorare. Anti Mulțumesc. Deci am zis rugăciune anti-îngrijorare, gândire anti-îngrijorare și acum vine al treilea lucru, trăire anti-îngrijorare. Filipeni 4,9, cu ia uitați-vă ce spune cuvântul. Ce ați învățat, ce ați primit, ce auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți! Și atunci Dumnezeul păcii va fi cu voi. Vei avea pace, nu îngrijorare în suflet. Ce ați văzut la alții, la oamenii credincioși, să faceți? Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturii. Mi-e drag să mă gândesc la David. Am citit într-una din predicile trecute aici, cred că am rostit cuvântul acesta. Când David era la Țiclag, s-a întors și a găsit cetatea arsă, familiile răpite, copiii, soțiile plecate, poporul se pregătea să-l ucidă cu pietre. Și știți ce spune Scriptura? Că David s-a îngrijorat. Zice, David s-a îmbărbătat în Domnul. Înțelegem ce înseamnă trăire anti-îngrijorare? Să te bizuiești pe Domnul. E important să citești Scriptura și să vezi că Dumnezeu pe ai să îi sprijinește. Avem tot felul de exemple în Scriptură. Îl avem pe Ilie la un moment dat. Supus acelora slăbiciuni ca și noi la un moment dat l-a amenințat Izabela, l-a amenințat femeia aceea care era împărăteasă, puternică, cu influență și bietul Ilie a intrat în depresie, a păsat, necăjit, îngrijorat, ce va fi cu el, Doamne, ce va fi? Așa a început să se ascundă și să se ducă în pustiu, să stea să se retragă din lume, necăjit din cale afară și l-a păsat îngrijorarea că ce a zis Izabela, dar a uitat pentru o vreme că deasupra Izabelei este Domnul care conduce toate lucrurile și a trimis Domnul Îngerul la el. Ce faci tu aici, Ilie? Și a început Ilie, Doamne, am fost plin de râvnă, am făcut și așa, și acum uite ce se întâmplă cu mine. Și spune Domnul Ilie, Ilie, să știi că nu ești singur, cum zici tu, am rămas numai eu singur și a zis, Domnul, nu ești singur. Cum, Domnule, nu sunt singur? Zice, mai am șapte mii ca tine, Ilie. Încă șapte mii mai am din ăștia ca tine. Cu alte cuvinte, dragii mei, cel ce are resurse pentru toate necazurile noastre este Dumnezeu. Important este să trăim cu încredere în Dumnezeu. Când ne trăim viața cu încredere în Dumnezeu, îngrijorarea nu mai încape. Credința și îngrijorarea nu cap în același loc. Ați încercat să puneți ulei și apă în același vas? Încercați acasă. Dar nu vă risipiți uleiul. Știți ce se întâmplă? Nu se amestecă. Nu pot să stea împreună. Uleiul se va ridica. Nu poate să stea amestecat cu asta. Ei bine, îngrijorarea și credința nu stau împreună. Dacă vrei să nu te îngrijorezi, umplete de credință și trăiește prin credință. E important să citim Scriptura, e important să trăim Scriptura și e important să o împlinim în fiecare zi a vieții noastre, pentru că o trăire de felul acesta este o trăire anti-îngrijorare. Va face să fugă îngrijorările. Dacă vei trăi frumos, nu va trebui să pleci capul de rușine în ziua de mâine, nici săptămâna viitoare, nici anul viitor. Trăire anti-îngrijorare. De ce să te îngrijorezi dacă tu ai trăit în curăție? De ce să te îngrijorezi dacă tu ai trăit frumos? Trăire anti-îngrijorare, putem să zicem și asta toți? De deci ce? uitați-vă dumneavoastră! Rugăciune anti-îngrijorare, gândire anti-îngrijorare, trăire anti-îngrijorare, Păi nu mai încape îngrijorarea, frații mei! Suntem biruitori dacă vom ține cont de aceste lucruri! Creștine, învață să nu te îngrijorezi. Creștine, nu e drept în vremea aceasta, când se dau atâția cu capul de pereți, când se tem atâția, când uh, canalele de știri, toate parcă caută să-ți provoace îngrijorarea. Nu e drept să te lași, dragul meu. Tu rogăte te anti-îngrijorare, tu gândește anti-îngrijorare, tu trăiește anti-îngrijorare și vei vedea, că îngrijorarea nu mai încape lângă tine. Haideți să ne ridicăm în picioare și convinși de această nevoie a noastră. Aș vrea să stăm într-un moment de închinare înaintea lui Dumnezeu. Să stăm înaintea celui preanalt dacă până astăzi te-ai îngrijorat peste măsură de mult. Pocăiește-te astăzi. Adică cereți iertare lui Dumnezeu și spune că vrei o minte nouă, o minte înnoită. Începe să te rogi anti-îngrijorare, să faci rugăciunea aceasta a cuprinzătoare, specifică, mulțumitoare. Începe să te rogi în felul acesta, începe să treci gândurile tale prin filtru cuvântului lui Dumnezeu și începe să trăiești în acord cu Dumnezeu. Și de vei face așa, mai pune, te rog, pe ecran și versetul 7 din Filipen 4 cu 7, chiar dacă data trecută l-am amintit aici, haideți să-l citim toți împreună ca să vedem ce se întâmplă când ne rugăm rugăciunea anti-îngrijorare, când gândim gândire anti și când trăim ca oameni ancorați în Dumnezeu. Vedeți ce se întâmplă? Să citim tare. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin.